Deci vreau să plâng. Salut! Sunt Elinga și am uitat că sunt YouTuber și că trebuie să vă dau conte de calitate și că Evan nu ai voie aici. Astăzi o să fac mama. Un video. Nu e un video bun, dar e un video cu mama. Cum adică, mă, nu e un video bun? Mama. Fă cu mâna, arată-le că ești vie. Salut, eu sunt. Hashtag arată pe mata. Poți să le explici tu de ce există acest hashtag și de ce nu te arăți? Da! Pentru că... Da, hashtag, așa. Zi. Pentru că... Nu! Sunt foarte timid. Eva, liniște, că nu se aude video. Da. Trebuie să fii cu minte în video, că te vede oamenii. Te vede oamenii, unul câte unul. Deci... Astăzi, dacă nu v-ați dat seama din titlu, ceea ce ar fi foarte trist că nu știți să citiți, astăzi o să reacționez la muzica preferată a mamei mele. Muzica... Stai. Nu, nu muzica e preferată, muzica de când era aia de vârstă cu mine, adică acum deci mult timp. Muzica pe care ascultam eu când eram de vârsta Elincăi. Și a voastră. Da, și a voastră. No copyright, please, și tu nu pune mâna! Bun, zi-mi prima melodie, dacă ai deja făcut o listă. Cindy Lauper, girls just want to have fun. Hai mă, că o știu pe asta, nu stai așa de fără. Mama! Oh. Ce cucușată! Te uită la clip. Muzică. Atât de sincer. Deci, pauză. Se pare că e o muzică super, 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 super veselă și așa, nu-mi vine să hapa? Ia ta, da, ia ta. Mie-mi vine să plâng, a zis atât de la începutul video, dar... melodia e ok, doar da, eu știi și toată lumea. Deci atât am vrut să știu. You can't touch this. Hai, mă, mamă, cât de mă crezi? Păi nu, dar e vorba că noi asta ascultam și dansam. Dar câți ani aveai? Eram gen pe vârsta ta, nu? Gen, știi câți ani am? Da, uite, ținuta lui se poartă și panește. Asta da, asta e șmecheră. Nu e o white girl, ca să zic așa, deci da, e șmecheră. Nu, asta! Bine, cu refrenul e șmecher, restul e nașpan. Ironic. Asta nu știu. Dacă nu... Ironic, nu pune mâna! Aia era. De ce? Ah, ok. Video-ul ăsta se transforme în mama care cântă melodii din anii 80. Nu, nu o să plâng, că mi-e rușine. Când începe melodia? Deci... Ah, credeam că e ASMR, ok. Ce gură mare are, frate! E ca mine, n-are prieteni și tot sunt ea. Mi-e frică de video-ul ăsta. Zi o notă. Melodii, lasă clipul. Nu, dar și melodia că începe... Nu mi-am dat seama când a început. Asta e a 8. Se pune ringtone? Hai așa să vedem, se pune ringtone cu ăștia? Mamă, nu avem melodia preferată la ringtone, înțelegi? Păi nu. Și eu de ce o am? Pasta? Nu. Smells like teen spirit. E datură. Ah, știu pasta. Iarăși îmi puce, știu. Nu e. Asta da, asta toată lumea știe, da. Asta e 8:30, de fapt. Că dacă ar fi fost totul ca la început, da. Și strică pe parcurs. Purple Rain. Ceva mai interesant. Eu știu, mama, Purple Rain. Aia e top, dar nu pot să-i dau 10-9 lui Purple Rain. La Bush. Ce? Sorry, n-am auzit așa ce? La Bush în franceză. La Bush. Ce și mie genă că ascultam muzică, dar nu știu, măcar n-am scris o mână. Noi dansam. 6:30. Hai, lăsați. Eva, nu!
Deci fix așa se poate descrie melodia asta. Nu există adjectiv în care se poate descrie mai bine. Nu, nu. Ce m-a spus? Pauză. Deci nu mă lași că fix acum e drop the beat. Nu, stai. Da, ce vezi? Nu. Săracul cântă bine, dar are trac la cameră din... Vezi cum avea luce pe buze? Da? Oh, da, am văzut. Mă dă mai la o parte. Nu, de ce? Nu poartă... Vai! Dar și ele, ce mișcări! Nu! De ce? Nu se aude? Nu se aude, dacă sără... De trebuie să auzi, la asta nu trebuie să te uiți. Este Return to Innocence. Nu o să plâng! Că mi-am dat seama! Videoclipul face totul, melodia mea mi-aduce aminte de plângerile cu aaaa, smenia, nimanici, baba, nu știi? Cine face așa? Plângerile, stai, acum, mami ne acționează la muzica. Deci știi așa o să caut? Smenia, baba, nimanici, baba. Uite, am găsit-o! I-a scris așa. A, s-a venia di manici baba. Da, am găsit-o! Uite! Di manici baba. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Gata, asta e a nouă. A, deci asta îți place. Ok. Da. Sper că okay, v-a plăcut. Stai. Puteam să te dau pe rog, dar ai zis că de, să fiu... Mai divers. Da. Ok, poți să plec? Nu, încă. Și cam asta a fost tot. Dacă mai vreți videoclipuri cu mama, trebuie să dați hashtag arată pe mânta în comentarii peste tot și peste tot, în fine. Și chestia este că dacă vreți să mai fac un video în care eu să-i arăt melodii pe care le ascult eu și pe care ea... cu artiști de care n-am auzit niciodată, sunt foarte sigură și de asta. Spuneți-mi în comentarii și dacă se strâng comentarii, o să facem. Și cam asta a fost tot, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați un like videoclipului, un share prietenilor voștri, fiindcă asta m-ar ajuta foarte, foarte, foarte mult și m-ați urmărit să vă abonați, da? La canalul meu. Asta a fost tot și ne revedem data viitoare. Bine cu mâna. Nu pe mine, mă, pe canal. Așa. Da. Pa! Nu, nu deci. Pa! Pa! Ia stai să văd dacă te pup așa. Mă vede cineva? Atenție, dacă te pup așa. Secret, discret, ne. Da!